Îmi face o plăcere, asta nu mai spun, ce voluptate să-mi întâlnesc aici, la Nocturne, un foarte bun și foarte special prieten, dar dacă ar fi să folosesc normele unei politeți politice, ar trebui să spun în loc de domnule ambasador, nu? Cum se folosește pe viață, ar trebui să spun domnule președinte. Da, bine. Președintele meu. Nu, aici, în clădire. Dragă Cristian Hagiculea, de cât timp nu ai mai fost în televiziunea română? De 20 de ani. De 20 de ani, adică... Nu, am fost la o emisiune acum niște ani în care se vorbea despre televiziune. Deci de când ai plecat din funcția de președinte al televiziunii, practic pentru o discuție despre un traiect și despre prietenie și despre teatru și nu numai, nu ai mai venit prin instituție. Ba da, nu, când am avut treabă am venit, am fost și în Consiliul de Administrație după aia vreo 3 luni. 3 luni? Am considerat că sunt bun în momentul ăla să ajut cu ceva și am plecat. Este o perioadă la care te gândești? S-au făcut multe lucruri între 1998 și 2002, și 2002, perioada în care ai fost președinte, ales printr-un context pe care odată mi l-ai povestit, da. Cum se zice, doi se bat și al treilea pe culoar câștigă. Nu, da, cade, nici măcar nu face. Dar ai avut o miză, aș spune, personală, care pentru mulți de aici încă înseamnă ceva. Deci eu am înțeles repede atunci că televiziunea publică fără audiență va avea multe probleme. Odată în România și nu doar, continuie pus sub semnul întrebării existența unei televiziuni publice. Aveam exemplu ERT-ului, e televiziunea greacă, cu 3 canale foarte bogate. Când eram noi aici, mi se părea, era un vis ce aveau grecii, și care nu mai avea audiență. Mulțumea pe toată lumea, adică bifau toate cerințele formale necesare, dar nu aveau... Și politice, mă gândesc. Toate. Repet, ele sunt intrinsece. Adică nu supărau pe nimeni și foloseau, ofereau tuturor tribună tuturor lucrurilor importante, ca să simplific, din societate. Dar nu mai aveau, nu mai existau. Și iată ce s-a întâmplat peste ani, când s-au schimbat guverne, a venit un guvern care a desființat ERT-ul. Sigur, următorul l-a reînființat în alte forme, mai simplificat. Despre asta e vorba. Deci nu poți exista dacă nu te impui. Și a fost o bătaie, într-un fel, și am luat multe șuturi pentru audiență. Pe de altă parte, a fost o altă bătaie pentru eficacitatea sistemului de lucru. Până la sfârșit n-am fost învingător, practic, în niciuna din ele, să zic așa, doar format, pe o perioadă. Dar pentru mine asta a fost important, cei 4 ani. Pare rău pentru ce n-am făcut, dar asta e. Ești, ca să zic așa, ce... o altă bătălie a fost înființarea postului TVR Cultural. Da, e adevărat, a fost foarte dificil. Am supărat atunci mulți politicieni. Frunte cu președintele de atunci al Comisiei de Cultură a Senatului era Adrian Păunescu, care mi-a tot cerut demisia pentru postul ăsta. Dar postul a trăit o vreme, după aia s-a desființat și din fericire acum există din nou, eu mă mai uit la el. Te-ai bucurat să faci un post de cultură, să spun, nișat, gândindu-te că vor fi parteneriate... Gândindu-mă, deci nu aveam bani. Noi atunci, important. Noi atunci când am venit eu în televiziune, erau vreo 17-18 milioane de dolari datorii, ceea ce mie mi se părea și cum priveam eu lumea, nu ca acum când discutăm de miliarde de euro, mi se părea ceva imposibil. Dar am reușit noi, nu eu, echipa de la financiar, de la contabilitate,
în 2 ani să, 2 ani și ceva, să plătim datoria asta pe bucăți, pe așa. Și mulți bani n-aveam, dar am zis că trebuie să spargem puțin obișnuința televiziunilor generaliste cu acest TVR cultural în care speram să pot colabora cu filarmonica, filarmonicile din țară, cu teatre și așa mai departe. Nu s-a întâmplat, dar și eu am plecat după câteva luni, după ce s-a înființat. Ai simțit postul atunci ăsta, sau a existat presiunea politică? Presiunea politică a existat zi de zi, 4 ani. Zi de zi? Practic, da. Într-un fel sau altul. Nu de la cele mai înalte nivele, să nu cred. Nici o secundă de la cele mai înalte. Sau aproape nici o secundă. Aș vrea să mă întorc la teatru. Te rog, este, mai bine. Este mult un, mai bine. Un domeniu unde ne simțim foarte bine amândoi. De cunoscut personal te-am cunoscut după, repede după 1990, pentru că s-a întâmplat să fim prezenți cam în aceleași lumi liberale, să spunem. Aha, da. S-a întâmplat să avem și pe parcursul prieteniei noastre să descoperim și să cultivăm aceiași prieteni. Prin 1992 și 3, când erai directorul Direcției Teatre din București, ne ciocneam aproape în fiecare seară la teatru. Și te-am întrebat, totuși, un director cu funcția asta chiar merge în fiecare seară la teatru? Și n-am să uit niciodată. Eram la intrare la Bulandra și mi-ai spus, da, funcția e funcție, dar teatrul este viața mea. Da. Într-un fel, da. Într-un fel sau în toate felurile? Într-un fel, întotdeauna. Hai să fim mici așa. Absolvent al unui liceu teoretic. Da. Nu? Sava, acum Bălcescu, Bălcescu colegiu astăzi, atunci un liceu de prestigiu din România și din țară, în care prezența anumitor persoane, printre care și a lui Cristian Hagiculea, părea o pată de culoare. Cum te-ai armonizat cu rigoarea științei? Bănuiesc că nu vrei să te faci inginer, doctor. Aș fi vrut eu, dar nu eram în stare. Nu era cazul. Sigur, nu eram nici în stare, să zic. Deci mi-a fost clar oarecum de prin clasa 10-11 ce vreau să fac în mare. Liceu a însemnat foarte mult datorită prieteniilor pe care le-am făcut în liceu. Asta e adevărat. Adică oameni care, prin ce aduceau ei, mi-au îmbogățit foarte mult modul de a gândi, modul de a citi și așa mai departe. Te gândești nu numai la profesori? Nu, mă gândesc la prieteni mult mai mult decât la profesori. Mă gândesc la colegii pe care i-am întâlnit mult mai mult decât la profesorii pe care i-am întâlnit. Adică pentru mine au fost esențiale întâlnirile din perioada aia a liceului. Majoritatea erau cu mine în liceu, nu toți, dar au fost fundamentale, da. Și azi sunt prietenii mei. Unii prin toată lumea. Da, n-are asta importanță. Ei sunt prietenii mei, văd o dată la 5 ani sau o dată pe lună, dar răspund la fel și ne simțim la fel când ne vedem și mai ales împărtășim aceleași valori. Care sunt aceste valori într-o lume destul de zdruncinată? În acest, în această relație? Hai să zic că sunt alea clasice. Adică ținem la prietenie, ne respectăm pe noi și încercăm să-i respectăm și pe ceilalți. Simple, nu e nimic grav în asta. În teatru, dincolo de dialog, este vorba și despre respect. În primul rând. Orice relație umană fără respect, chiar și o căsnicie, nu? Orice relație umană fără respect nu e validă din punctul meu de vedere. Poate să fie o relație de putere, dar nu e o relație care să bucure. Când ai dat admitere la teatru, ce știai despre această lume? Mai nimic, bineînțeles. M-a pregătit Silviu Purcărete
de o trei ori la el în casă. În militari? Nu, stătea la Foișor. A, da. Și-a mai venit și Dan Micu cu o prietenă Dan de lui, Micu, care să... și ei doi ne dădeau teme. Cum l-ai cunoscut pe Silviu Purcărete? Deci eram între a noua, îmi plăcea foarte mult o fată, foarte mult. Și la un moment dat a urmat să mă... că era în clasa 10 la mine la liceu. Și urma să mă întâlnesc cu ea, ne-am bucurat, ea a traversat strada, mi-a prezentat un prieten de-al ei foarte bun și ne-a lăsat împreună și ea a dispărut. Și așa l-am cunoscut pe Purcărete, care era la liceu de vis-a-vis. La Tonița. Da. Și am rămas prieteni. Îți aduce aminte ce însemnau meditațiile în vremea aceea? Cum puteai să meditezi un tânăr de la matematică fizică care să dea la teatru, despre care poate deci, știa sau nu știa? O să-ți răspund. N-am făcut meditații, dar am cerut bani de acasă pentru meditații și abia după ce am intrat le-am spus că i-am cheltuit. Altfel. Nu întrebăm cum, da? Păi nu știu, tot cu prietenii, cu cărți, știu și eu cum, că nu erau sume chiar așa de mari. Da, n-a fost nevoie, nu știu. După aia am venit, când eram regizor tânăr, încă nu eram la facultate, mai apăreau unii sau alții să ceară să fie meditați. Nu știu să răspund la chestia asta. Cum era școala de teatru atunci? Școala de teatru dă un lucru fundamental, îți dă o lume, în primul rând, în care să nu faci decât asta. Ceea ce nu te mai întâlnești niciodată. În care unica preocupare 24 de ore e să citești, să vezi, să gândești, să montezi, să joci. Ceea ce e o chestie uriașă. E un laborator minunat din punctul ăsta de vedere, școala de teatru, și ar trebui să fie la fel. Am avut profesori, eu am avut mai mulți profesori, am avut o... Deci când am intrat eu, întâi am intrat doi, după aia alți trei au intrat în toamnă. Atunci l-am întâlnit singura dată pe Esri, care era în comisia de admitere, după aia a dispărut. A plecat. Așa. Și noi toți am fost la o clasă, inițial, după anul întâi, urmau să se despartă, erau două ateliere, Penciulescu și Esri. A plecat Esri, nu știu cum s-a încheiat treaba cu atelierele. Și noi am făcut anul întâi, toți, era, de exemplu, Virgil Tănase printre ăștia cinci, și am rămas toți repetenți. Că n-am înțeles nimic din ce trebuia făcut în anul întâi. Dar asta e o altă discuție, de ce n-am înțeles noi nimic. Am dat. Ne-au chemat din nou să mai dăm o dată în toamnă, am picat iar. Și după aia m-a sunat, eu m-am tuns în cap, mă ziceam că plec în armată, dar am primit, am fost căutat de Penciulescu, care mi-a spus că dacă sunt de acord, mă reia în anul întâi la el. Și așa am făcut de două ori anul întâi. După aia a plecat și Penciulescu, după anul întâi. Și a venit Taub, care după aia a trecut la clasa germană, că a zis că nu se pricepe la regie după primul an, în care a făcut Brecht cu el. Trommel der Nacht, țin minte. Și după aia a venit Moisescu. Deci anul 2, 3... 4. 4 e mult spus, că eu din anul 3 am montat la Giulești, azi Odeon, și atunci el a considerat că asta e... că oricum nu-mi cap la Casandra, că ăsta e examenul de dip. Asta a fost facultatea. E un personaj... Jucam foarte mult, mai mult decât montam. La cine? La Purcărete, la Pepino, la Tudor Florian, la cine mă prindea. Și ei jucau. Ceea ce era foarte sănătos. Dar n-ai vrut să treci la actorie niciodată? Da, nici nu mi-a trecut prin cap. Penciulescu făcea asta, mai trecea pe unii de la regie la actorie, considera că nu-ți valizi regizori. Sau de la actorie la teatrologie? Același. Sau la regie? Nu, de la regie la teatrologie. El a trecut de la regie, când eram eu, a trecut de la regie la teatrologie sau la actorie.
pe George Banu de la actorie, da, la nu, teatrologie. Eu nu i-am prins nici pe înainte, Șerban, și pe Andrei Șerban de la... Dar în generația lui Silviu, mai precis, cea dinaintea lui, a trecut așa. A lui Pepino, mai precis. Ați rămas de atâția zeci de ani împreună. Valeriu Moisescu a fost un personaj, nu știu dacă diferit pentru fiecare, dar un personaj central, da, al formării, da, voastre. Da. Vorbesc și de Purcărete și de Pepino și de tine, da, cei foarte apropiați mie. De ce aura asta lui Valeriu Moisescu atât de... Păi, e greu să spun cum a reușit el să scoată din noi în cel mai neformalist mod idei și așa mai departe. Pe de-o parte, pe de altă parte, repetițiile lui erau cel mai minunat lucru pe care l-am văzut în teatru ca repetiție. De atunci n-am văzut regizor indicând mai fabulos toate personajele decât l-am văzut pe Moisescu și am suferit de câteva ori că actorii nu puteau merge cu el, care nu se mai repeta. La ce repetiție ai fost? De exemplu, a făcut la Iași, unde l-am invitat, când abia eram și eu acolo, Livada cu Vișin și așa mai departe. Deci, fabuloase repetiții, cum erau și repetițiile pe care le vedeam la el la Cassandra, cu studenții lui, practic cu actorii studenților lui. Fabuloase repetiții avea. Fabuloase. De o bogăție de nuanțe personajele lui, cum n-am mai văzut. Toți ceilalți regizori sunt deștepți, sunt frumoși, fac, își dau seama actorii mai târziu, dar el le juca toate astea. Ai terminat după toate aceste accidente, obstacole, întâmplări, da, hazard, nu știu ce, da, în 1976. 76. Ca șef de promoție, pentru că pentru generația ta și a mea noi mai spunem lucrul ăsta, ca și când astăzi, astăzi nu mai contează niciun fel de... ai fost cerut la Iași, să fii angajat la Iași, de Vâlcu, de Teofil, da, Vâlcu, da, care, da, era director. Și mi-am adus aminte foarte tare de una din poveștile tale cu venirea asta la Iași, oarecum de curând, când am fost la Filit, la Iași, da, și cabina în care am stat puțin înainte de a începe dialogul și discuția, uh-huh, scria cabina Teofil Vâlcu. Și mi-am adus aminte de multe povești ale tale cu Teofil Vâlcu și cu Iași al sfârșitului anilor 70, și înfrigurat, și întunecat, dar extrem, cum spui tu, de efervescent. Te-ai simțit de la început. Lucrasei cu un an înainte, da, o piesă acolo, dar te-ai simțit de la început în acest Iași fermecat. M-am simțit liber. Ceea ce e fundamental când faci ceva. Adică... făceam ce-mi trăsnea, oarecum. Se continua cumva atmosfera asta, oarecum de libertate din școală, eram, mai permisivă? Eram mai liber, ca să spun. Deci, actorii erau minunați, mergeau cu mine. Ce propuneam, aia făceam, nu mi-a impus nimeni nimic, sau dacă mi se propunea, găseam că e interesant și făceam... Deci m-am simțit liber complet. Chiar când mi s-a interzis un spectacol, nu eu am fost de vină, ci Vâlcu. Țin minte. Ca director. Ca director, i s-a și spus. Deși eram în anii cenzurei, păi, tu te simțeai era liber. Era domnul Iliescu prim secretar. Deci, da... spectacolul trebuia să fie dat la TVR, s-a șters complet, era în program, n-a mai fost, dar eu tot liber am rămas, adică mi s-a spus că eu pot să creez cât vreau. Mi se pare fantastic să începi un asemenea drum, da, deci sub lumina libertății. Deci asta a fost extraordinar la Iași.
aveam, sigur, totul a fost minunat. Prima dată în viață când aveam o casă, un apartament, mi-am cumpărat un frigider din banii pe care am strâns peste vară, că am venit abia toamna. Deci totul era minunat. Sigur, nu găseai multe mâncare uneori, dar nu asta era fundamental. Și era energia artiștilor tine? Era superb, mă întâlneam cu foarte multă lume, foarte interesantă. Pierdeam timp pe care nu înțeleg cum puteam să-l pierd în așa hal, stând de vorbă despre orice. Unde stăteați de vorbă? Păi diferite cârciumi, locuri, case, depinde. Cu actorii repetam 4 ore și stăteam 14 după aia să discutăm nu știu ce. Petrică Ciubotaru, tânăr. Da, Petrică, Emil, toți erau tineri. Sergiu Tudose era relativ tineri. Cookie. Violeta, Cookie. Cu ei am făcut al meu spectacol acolo, deci primul după ce am fost angajat de teatru, că am mai făcut unul cu nu știu câți ani de la înființarea, de la primul spectacol în limba română. Așa, nu, a fost foarte frumos, mi-a făcut plăcere. Dar spune-mi, cum l-ai adus pe Dan Jitianu? Cred că l-am cunoscut pe Dan, adică sigur l-am cunoscut la un spectacol în care el nu lucra. Deci m-a trimis Moisescu să fac asistență. Noi făceam în anul 2, un semestru întreg sau 2 luni, 3 luni, la Bulandra, unde Ciulei repeta Azilul. Azilul de noapte. Azilul de noapte. Decorul era lui Stürmer. Da. Asta îți spun. Dar era și Dan pe acolo. Arhitect. Da, prieten cu toată cu ei toți. Și așa ne-am împrietenit. După aia, primul spectacol pe care l-am făcut cu un coleg de generație, să zic, bun prieten, l-am cunoscut prin Andrei Bot. Alt scenograf. Așa, alt scenograf. Dibrov îl chema, Octavian Dibrov, da. Care era foarte interesant, după aia a fost angajat la Giulești imediat după spectacolul ăsta și care după chestia cu Paceba a părăsit complet România cu soție și copilul care se născuse. Și nu mai știu nimic. La tangoul lui Mrojec ai lucrat. Lucrat cu Jitianu. Cu Jitianu. Și la Capitanul din Köpenick. Din Köpenick, da. De exemplu, da. Da, la tango ăsta a fost primul spectacol pe care l-am făcut. N-a ajuns la București, dar la Varșovia a fost. M-am tot gândit cum suna Mrojecul ăsta atunci. Peste o vreme l-a făcut Gabor, foarte politizat, acum l-a făcut altfel. Care era? La mine nu era discuția, nu putea fi politică, mi s-a și spus chestia asta, nu în teatru. Dar de la început am găsit că lupta lor era oarecum culturală. Deci era ai tras-o pe cultură era spre... Era un tablou cu Shakespeare și ăsta, servitorul, Edec, tot ei îl ștergeau, aveau grijă de el, arunca cu... De astea să le înfigă, cum e în... Săgeți. Cu săgeți, să le zic, da. Deci asta era... Oarecum am dat-o pe cultură, ca să zic așa, dar lumea a înțeles perfect. Dar, nu era asta problema. Un spectacol, toată perioada până în 90, un spectacol care funcționa ca un sistem, era foarte greu de cenzurat pe bucățici. Dacă scoteai 5 cuvinte, era același lucru. Da? Practic. Una erau goangele, făcutul din mână și alte lucruri care trezeau bucurie imediată și alta era un spectacol creat ca un sistem. Și asta a funcționat. Lumea a înțeles perfect. Se trăgea cortina de fier la sfârșitul spectacolului, deci lucrul era foarte clar. M-a emoționat foarte tare să văd aici în studio... peisajul acesta de toamnă cu frunzele astea, pentru că eu foarte mult timp am mers în mână cu o frunză de culoarea asta, întrebându-l pe Dan Jitianu, la Bulandra, da. Ne vedeam, spre sfârșitul anilor 90 și îl tot rugam să-mi vândă pontul pentru o anumită culoare pe care s-o folosesc la vopsit parchetul în casă. Și
Îmi tot explica diferite combinații de culori și nu înțelegeam. Și am spus, dăm un obiect care să fie culoarea aia. Și mi-a dat așa o frunză roșiatică cu care am umblat destul de mult în mână ca să găsesc corespondentul cromatic în vopseluri. Pentru mine, Dan Jitianu a fost unul din cei mai non-convenționali oameni, foarte ancorat în prietenie și în devoțiunea lucrului împreună și a conviețuirii în această bulă a noastră. În afară de ea și n-ai mai lucrat cu el. Nu v-ați mai întâlnit. El n-a vrut la mic. Și ai ajuns la mic. La începutul anilor 80. Da. Ai părăsit Iașul pentru București. Din ai revenit. Întâmplare. Ce întâmplare? Bun, am venit să fac un spectacol la Iași. La Iași, la mic. Era, la mic. Era Evu Mediu întâmplător al lui Guga. Mi-a dat Dinu Săraru un teanc de piese, toate românești, să-mi aleg care vreau. Și pe mine m-a interesat asta, a fost de acord. Și am montat asta. Și când mai aveam vreo 2 săptămâni până la premieră, se schimbase directorul la ea și am primit de la nou director o telegramă că dacă nu vin în 2 zile, în a treia mi se desface contractul de muncă. Cum nu te-ai dus? Cum? N-ai avut cum? N-am avut cum, mi s-a desfăcut contractul și atunci am rămas la mic. Toate sunt întâmplări, nu... Chiar hazard să fie totul? Total. Hazardul transformă totuși dacă ești înțelept sau da. Eu n-aveam de gând să plec de la Iași. Deloc. Repet, mă simțeam minunat, aveam casa mea. Pe Cătălina... Cătălina plecase. Plecase deja. Sigur. Cătălina plecase. Sigur. Cătălina și Anca Ovanes plecase. Pe Cătălina am cunoscut-o la București când eu eram... formal în anul 4, dar nu mai aveam treabă, că nu mergeam la Casandra decât ca să-mi văd colegii, ea a venit la clasa lui Moisescu ca asistent. Cum să zic, da. Deci formal am avut-o un an profesor. Cum era Cătălina atunci? Ca profesor, nu știu să spun. Nu, ca profesor. Formal, nu. După aia, tot formal, i-am fost pe bune vreo 10 ani asistent, deci... Nu, asta nu a fost formal. Nu. Totuși ați fost tot o echipă lucrat. Acolo. La teatru, la regie. Da. De teatru. Da. Cătălina... greu să spui în câteva cuvinte, asta e. Nu în câteva. E greu. N-o să uit... niciodată o repetiție pe care ea a făcut-o alături de un student la Comedia de la Arte cu Marian Râlea, care cred că atunci a descoperit multe despre sine în școală, care își descoperea în repetiție libertatea de a crea. Își dădea cu ou în cap la indicațiile Cătălinei. De toate se întâmplau. Și asta vorbește enorm de mult despre Cătălina și modul în care ea descoperea actorii care îi spuneau ceva și încerca să-și îndume studenții, dacă nu voiau îi lăsa, în direcția asta. Deci se atașa, putea să se atașeze foarte tare, să însemne foarte mult pentru un student, dar dacă era respinsă, devenea neutră. Da. Era, repet, n-o să uit niciodată și mi-am amintit cu Marian, n-are importanță când, i-am spus, ți-aduci aminte, n-o să uit niciodată, mi-a spus și el. Da, era o studentă din Serbia, nu mai știu nimic. Cum funcționați voi ca echipă? Fiecare în felul lui. Nu funcționam exact asta. Ca echipă. Și ați avut o perioadă destul de lungă, de ani, nu de teatru mic. Nu pot să spun că eram... Nu știu cum e o echipă în cazul... Nu știu. Deci, sigur că eu încercam, eram tânăr, încercam și eu să am personalitatea mea, evident.
Așa că Silviu era cu Moisescu, eu eram cu Cătălina. Astea erau clasele relativ. Este minunat că pentru Cătălina Buzoianu ai făcut anul ăsta un festival de teatru care poartă numele la Iași, acolo unde ea a fost fericită. Și ea a fost liberă. Și foarte acolo. Liberă. Da. Povestind da. Mereu și a povestit și Coșeriu și alții cât de liberă și de ea însăși s-a simțit amestecând ficțiunea și realitatea Iașilor cu propriile ficțiuni, cum umbla noaptea prin teatru, simțind mirosul decorurilor, amestecând amintiri, umbre, da. Realități și fiind da. Atât de fericită, acolo a făcut-o pe Velica. Oh, și cât s-a muncit! Dar ați venit amândoi în București la Teatru Mic. Cătălina a lucrat mare parte din spectacolele importante acolo, dar și tu. Astăzi se vorbește despre musical ca gen pe care îl descoperim, aș zice, nu redescoperim. Tu ai făcut în anii 80 la Teatru Mic Mitică Popescu, musical, pe muzica lui Nicu Alifantis și textele cântecelor a lui Andrieș. Lucrase și cu Mircea Florian înainte, da, un mare muzician de profesie, cum spune el, artist. El a plecat. Ca să zic așa, ce ți-a venit? Nu mi-a venit mie. Nu mi-a venit. Dar te simțeai pregătit să faci un musical în anii aia, dar, în România? Nu, dar întotdeauna mi-au plăcut și mi-am ales, când am putut, piesele pe care nu știam să le fac. De exemplu, Mazilu. Mobilă și durere. De exemplu, nu, acești nebuni fățarnici la Iași. La Iași, da. Mobilă și durere a venit ca urmare a faptului că am făcut. Dacă n-ai știut odată, ai încercat. Nu, și acolo mi-au propus cei de la Craiova. Am zis, da, dar asta e altă poveste. Revenim la Mic. Da, mi s-a propus, nu știu cine-i dăduse ideea lui Dinu Săraru a afișului Mitică Popescu cu Mitică Popescu. Suna, deci, da. Suna foarte marketing, s-ar zice azi, nu? Da. Și de aici a plecat tot. O trupă cu care ai lucrat. Am luat textul, l-am rescris, am hotărât ce trebuie să pună pe versuri, Nicu l-a adus pe Andrieș și tot așa. Ai lucrat cu probabil cei mai importanți actori ai teatrului românesc, nu doar ai teatrului Mic. Olga Tudorache, Leopoldina Bălănuță, Irina Răchițeanu. Irina Răchițeanu, Șirianu, Rodica Negrea, Dinu Manolache, Dan Condurache, tine, da. Și așa mai departe, până când la un moment dat te găsim la Craiova, unde într-un fel de exil. Nu e niciun exil. Niciun exil. Am fost bucuros să plec. De fapt, eram bucuros de fiecare când plecam de la Mic să montez la Teatrul German din Timișoara, oriunde. Era mai respectat, să zic, mai liber în teatrele alea. Nu mă lăsau să fac ce vreau. Ca atare mi s-a propus o piesă pe care nu voia să o facă nimeni, se pare, și care mie mi-a plăcut foarte mult și mi-a mai adus o nouă prietenie, Greu Pământului, a lui Valeriu Anania. Despre asta aș vrea să vorbim. Și mi s-a părut interesantă piesa. Complet. Atunci l-ai cunoscut pe... Atunci, când la premieră, câteva zile înainte, a venit Anania la... Mi-ai povestit de multe ori de Anania, e drept că și eu te-am întrebat. Asta a fost pentru mine o întâlnire din cele importante, esențiale aproape, da. Cam rămas amici, pot să spun prieteni, mulți. Până la capăt... Da. Dar am fost cu câteva luni înainte la Nicula. Mă invitase că eram la Cluj. Și întâlneam la el în garsonieră toată perioada până în 90,
90, 91, după aia nimeni n-a mai avut timp de nimic. O vreme. El a plecat la Cluj. Da. Consider că te-ai inițiat în ceva anume? Nu, n-a încercat nicio secundă. Eu îi puneam întrebări, în general, despre tot felul de formalisme religioase, ortodoxe, relativ, și el mă întreba despre teatru. Cam asta discutam noi, despre lume, nu despre teatru, că acolo avea părerile lui. Cam asta. Nu discutam chestii de filocalie, niciun caz. Nu. Decât, hai să zic, dacă avea vreo legătură cu ceea ce discutam atunci. Interesant este că... Mă chema când venea cineva și gătea și stăteam, el avea o cămăruță, care biroul era și masă, deci încăpeau două persoane, nu putea chema mai mulți, și stăteam ore de vorbă. Îl poți numi unul dintre prietenii tăi? Da, a funcționat ca atare, da. Nu doar spiritual? Nu. Nu, a funcționat ca atare. M-a ajutat când am avut nevoie, nu. Pentru tine prietenia este mai mult decât important. Am observat în toți anii ăștia mulți, de când ne cunoaștem, de când am învățat să te cunosc și să mă apropii de neliniștile tale, de cărțile tale, de poveștile tale, am observat că este ceva sfânt. Cultul prieteniei cred că este un fel de ax pe care toată aventura ta... Dar nu știu, n-aș numi cult, că nu mi-am pus problema nicio secundă. Am avut norocul ca încă din școala generală să-mi fac prieteni cu care mă însoțesc și azi. Prieteni și prietene. Și cu care comunicăm la fel ca atunci. Ne simțim la fel de bine împreună ca și atunci. Ăsta a fost norocul. Altfel, viața mea a fost foarte secvențială. Deci, într-un fel, au fost mai multe vieți, cum mă și întrebi, cu televiziunea, cu ministerul și așa mai departe. Te-am întrebat înainte cu afișele și cărțile. Da. Aparțin unor secvențe care înseamnă azi absențe. Da. Am un afiș, dar unul singur am găsit, al lui Jitianu, care el era pe hârtie de împachetat și eu l-am găsit pe hârtie lucioasă. La tango. Deci, în mașină. Dar... Da, asta e, dar mulțumesc lui Dumnezeu, prietenii au rămas întotdeauna alături de mine, indiferent cum am purtat eu. Ce crezi că nu ți-a ieșit în drumul ăsta? Dar nu mi-am propus să-mi iasă nimic. Nu ți-ai propus, măcar spectacolele? Nici măcar, nu, îmi propun ca spectacolele să... N-am mai regăsit libertatea de la Iași când m-am întors la Iași. Dar n-aveam ești director cum. Din 2006. Pentru că sunt n-am găsit libertatea, probabil pentru că sunt director. Dar asta e o altă discuție. Da, e o discuție foarte importantă, pentru că cel puțin doi regizori, nu o să-i enumăr acum pe toți pentru că nu mai este deloc timp, dar cel puțin doi regizori, și mă gândesc la Radu Afrim și Silviu Purcărete, găsesc această libertate la Teatrul Național din Iași, unde cred că au făcut Radu Afrim spectacole cu totul excepționale, în dimensiunea lui spectaculoasă și profundă. Noroc că s-a făcut acel teatru cub cât a fost reabilitarea Sălii Mari, mult discutat, care a luat un premiu UNITER, cum ai luat și tu, un premiu UNITER pentru întreaga activitate de regizor, dar există un spirit la Iași pe care cred că îl construiești. Da. Asta e... Nu mai ai tu libertatea. Nu, asta e obligația unui director sau unui președinte. Problema nu să vorbesc despre mine, ci să găsesc îmbinările care să nască niște spectacole măcar bune. Și în măsura în care ele ajung și la nivelul în care să-mi placă mie cu adevărat, atunci chiar sunt bucuros. Dar sigur, nu, problema unui teatru nu-i să-i placă spectacolul directorului, în niciun caz. Asta vreau să subliniez. Dar e adevărat, spectacolele astea, ca și, de exemplu, Unchiul Vania lui
Claudiu Goga. Sunt spectacole care îmi plac tocmai pentru că au dimensiuni în plus față de un spectacol bun, normal. Adică caută ceva dincolo de cuvinte și dincolo de poveste. Și caută în actori. Caută în actori și în afara lor, nu știu. Caută vectorul care iese din actor și se duce undeva. Nu știu exact să explic. În fond, tot teatrul e, ca să zic așa, cam parabola cu via, da? În care Dumnezeu a dat via unora și ăia după aia nu l-au mai recunoscut. Așa suntem și noi în lume acum și în teatru ne revenim continuu în spectacole care chiar contează la spaima unei existențe pe care zi de zi în viață nu o recunoaștem. E, asta e dimensiunea aia care apare, transpare în spectacolele foarte bune cu adevărat. Din punctul meu de vedere, fiecare poate să aibă ce vrea. Și asta, când se întâmplă, eu mă bucur. Și spectatorii. Ești pentru mine unul din... ești pentru mine ghidul orașului Iași. Datorită ție, deși evident că nu am venit prima oară când erai tu director acolo, cred că am ajuns să cunosc Iașul altfel, dintr-o altă perspectivă, datorită ție. Și dacă nu am spus niciodată mulțumesc și poate mi s-a părut că mi se cuvine, astăzi îți spun mulțumesc, pentru că drumurile mele de la Iași, în luminile cele mai diferite ale acelui oraș, fie că ne vedem pe aeroport foarte devreme sau foarte târziu noapte, toate plimbările noastre și, aș zice, confesiunile, chiar când nu mă văd cu tine în Iași, eu merg pe aceleași drumuri. E minunat ca cineva să-ți arate drumul. Dar spun lucrul ăsta pentru că ne apropiem de final și eu am intrat în instituția asta într-un mod foarte haotic. La început, imediat după 90, a existat aici un redactor excepțional, Mihaela Macovei, de la care am învățat într-un fel meserie și am făcut emisiunea Limba Noastră, unde pentru exemplificările jucate jucam cu Marian Râlea tot felul de sketch-uri pe afară, dar în perioada în care tu erai președinte aici, am fost invitată de un om și de un mare, mare profesionist al acestei instituții, care și pentru tine a însemnat foarte mult și este vorba de Titus Munteanu. O, da. Unul din profesioniștii acestei instituții care îmi ocrotea gândurile, făceam o emisiune care se numea Cabina de Montaj, tot cu actori. Atunci a fost și apariția Rodicăi Tapalagă. Îmi pare rău că nu mai există, cred că, nimic în arhivă, dar aș vrea, dacă ești de acord, ca această emisiune, această întâlnire de aici, să o dedicăm lui Titus Munteanu. Mă gândeam de mult că dacă aș reveni, unul din primele lucruri aș numi un studio cu numele lui. Cred că îl merită pe deplină. El a iubit televiziunea. Mulțumesc! Cu drag!